tartă spiralată cu legume, un preparat gustos și sănătos, ce te va surprinde. Simplu și ușor de făcut, dar nu chiar rapid de preparat. 360 de grame de făină, o lingură de zahăr, o linguriță sare, amesteci ingredientele uscate, 230 de grame de unt rece, amesteci până la omogenizare, 3 linguri de apă, frămânți, pui în folie alimentară și bași 30 de minute la frigider. 120 de grame de roșii uscate în ulei, 3 căței de usturoi, 50 de grame de parmezan ras, frunze de busuioc proaspăt, bași la blender și mixezi, 2 linguri de ulei de măsline, mixezi în continuare, scoți aluatul de la frigider, întins pe blatul de lucru, îl transferi în tava de copt, îl nivelezi frumos și mai bași 15 minute la frigider. Decojești 2 dovlecei, 2 morcovi, un dovleac galben, 2 cartofi dulci și apoi le tai felii subțiri. În platul copt 15 minute la 180 de grade, pui sosul pesto și îl întinzi uniform. Rulează legumele în cercuri concentrice și pune-le în tavă. Tarta este gata pentru a fi coaptă. Ungi cu ulei de măsline și bagi la cuptor 50 de minute la 180 de grade. Să ai poftă și abonează-te canalului de YouTube.